prezent la ședință. Vă aduc la cunoștință că doamna primar astăzi nu va participa, cât este prezentă la Bruxelles cu o delegație din partea Partidului Național Liberal, motiv pentru care voi da citire procesului verbal al ședinței ordinare din luna august, după care domnul președinte de ședință va citi ordinea de zi pentru a fi aprobată. Proces verbal încheiat astăzi, 24 august 2016, la sediul primăriei Comunei Pârgărești, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Pârgărești, care a fost convocată prin dispoziția primarului numărul 153 din 18 august 2016. Ședința a fost convocată în temeiul articolului 39 alineatul 1 din legea administrației publice. La ședință participă toți cei 13 consilieri locali aleși. Președintele ședinței este domnul Alexean Bruns. La ședință participă din partea mass media, firma Exclusiv TV. Consiliul local este legal constituit în conformitate cu prevederile articolului 41 din legea 215/2001. Ședința este deschisă de doamna primar, care solicită domnului consilier domnul Vicențiu Florin depunerea jurământului din fața Consiliului Local, având în vedere că investirea acestuia s-a făcut în lipsă. După depunerea jurământului, felicită pe domnul consilier și dă cuvântul doamnei secretar. Doamna secretar, de citire procesului verbal al ședinței ordinare din 28 iulie 2016. După citirea procesului verbal, solicită domnilor consilieri aprobare. Nu sunt obiecții, procesul verbal este aprobat în unanimitate. Se trece la citirea ordinei de zi de către președintele de ședință. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării planului de investiții pentru anul 2016. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea programului anual la achizițiilor publice pentru anul 2016. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Pârgărești pentru anul 2016. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 în cadrul depozitului conform de deșeuri, realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare, depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Și 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de ajutoare alimentare conform a 2015-2016 persoanelor fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 de lei pe lună de persoană și nu se regăsesc în listele permanente sau în listele suplimentare. Nu sunt obiecții, se supune la vot ordinea de zi, care este adoptată în unanimitate. Toate cele 10 proiecte de hotărâre sunt inițiate de primarul Comunei Pârgărești. Se trece la punctul 1 al ordinei de zi, este prezentat de secretarul Comunei, nu sunt obiecții nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile, se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 3 al ordinei, la punctul 2 al ordinei de zi. Proiectul este prezentat de secretarul Comunii, nu sunt obiecții nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate.
Toate cele 10 proiecte de hotărâre sunt adoptate în unanimitate cu avize favorabile din partea comisiilor. Se trece la punctul diverse. Domnul consilier Lenghe Mihai Emil întreabă când se vor distribui cubele și în satul nou. Doamna primar răspunde că nu poate preciza o dată anume, subliniază faptul că s-au făcut adesea de mesuri în acest sens. Domnul consilier Lenghe Mihai Emil ridică și problema în plasării stației de autobuz de la satul nou. Doamna primar răspunde că stația va fi montată lângă părculețul din satul în cel mai scurt timp. Totodată aduce la cunoștință domnilor consilieri următoare. Pentru că minul din sat Nicoreș, factura de energie electrică este foarte mare, având în vedere faptul că în perioada facturată nu s-a desfășurat niciun eveniment, deci suma nu se justifică. S-a făcut în acest sens o adresă la Ion Electrica. Domnul consilier Ungru ridică problema închiderii apei potabile. Doamna primar face următoarele precizări. Societatea Cravesa a făcut o adresă în sensul că dacă nu va fi plătită reeșalonarea conform angajamentului plus factura plătită, societatea va asista distribuirea apei potabile fără o înștiințare prealabilă. Săptămâna următoare începe sigilarea contorilor de apă în comună. Domnul Dorgoș Valentin solicită următoarele informații. Care este suma totală colectată la serviciul de apă în ultimii 4 ani? Care este suma totală cheltuită cu plata curentului electric și a salariului la același serviciu tot în ultimii 4 ani? Care este suma curentă datorată de către CRAB? Domnul consilier Lenghe Mihai Emil ridică problema apei care se scurge din licola drumului de seamă 116 pe terenul lui. Propune să se construiască un șant care să devieze cursul apei. Domnul consilier Valinte Eugen ridică problema amenajării unui spațiu de joacă pentru copii din satul Barna, aduce la cunoștință faptul că este un teren de vânzare dintre biserica din acest sat. Domnul consilier Bodea Gărie aduce la cunoștință faptul că podestul de la școala din sat Râmburi este înfundat ca urmarea ploilor din ultimele zile. Domnul consilier Dorboș Valentin solicită amplasarea unei surse de iluminat public în zona Pricor pentru persoanele care fac naveta. Nu mai sunt alte discuții, de pe care Consiliul Local își încheie lucrările ședinței. Dacă sunteți de acord cu redactarea procesului verbal, vă mulțumesc mult. Referitor la cele trei întrebări pe care le-a ridicat domnul Dorboș, răspunsul o să primiți în ședința următoare, motivat de faptul că nu au avut când să ați solicita pe ultimii 4 ani și nu a fost timpul necesar fizic ca să se calculeze toate aceste sume. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte de ședință. Având în vedere dispoziții estimate numărul 379 din 2016, sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local Comunei Pătărești, care va avea loc joi 29.2016, ora 9.30, în sala de ședință a Consiliului Local Pătărești, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării planului de investiții pentru anul 2016, inițiator primarul comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2016, inițiator primarul comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Pârgărești pentru anul 2016, inițiator primarul comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcție aparatului de specialitate al primarului Comunei Pârgărești și serviciului publice de interes local, inițiator primarul comunei. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Pârgărești și Consiliul de Administrație și al Școlii Gimnaziale Vasile Gheradu din satul 9.
Comuna Părgărești, județul Bacău, pentru anul școlar 2016-2017. Inițiator primarul comunei și divers. Dacă sunteți de acord, eu bine dedic o cursă. Vă mulțumesc frumos. Voi trece la prezentarea proiectelor de hotărâre după ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind completarea planului de investiții de planul 2016. Se aprobă completarea planului de investiții pentru anul 2016 cu următoarele obiective investiționale. Măsurături topo și întocmirea documentațiilor cadastrale pentru străzile Petru Rareș, Mihai Viteazu și Eremia Mobilă din sat Nicorești și strada Trandafirilor din sat Satul Nou, Comuna Pârgărești, în valoare totală de 25.000 lei. Al doilea obiectiv investițional propus, actualizarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Pârgărești în valoare de 32.000 lei. Și al treilea punct, consultanță și elaborarea cererii de finanțare a unui proiect finanțat din PNRR 2014-2020, respectiv sisteme integrate de alimentare cu apă potabilă și canalizare, epurare apei uzate. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre? Da. Vă mulțumesc. Modificarea proiectului hotărâre și modificarea și completarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2016. Se aprobă modificarea și completarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2016, astfel. Se modifică titulatura și valoarea serviciilor prevăzute la capitolul 2, punctul 18, după cum urmează. Servicii măsurători topo și întocmirea documentațiilor cadastrale pentru străzile Petru Rareș, Mihai Viteazu, Eremia Mobilă, Caporal Mușar, din satul Nicorești și strada Trandafirilor din satul Nicorești. Cu o valoare inclusivă a avizărilor documentațiilor de 20.830 lei fără TVA. 2. Se completează capitolul 1 cu punctul 48, achiziționale lemne de foc pentru primăria comunei, capitolul 2 cu următoarele puncte, punctul 19, servicii de consultanță pentru identificarea noilor programe de finanțare și revizuirea, actualizarea și completarea strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Pârgărești 2014-2020. Punctul 20, servicii de consultanță și elaborarea cererii de finanțare a unui proiect prin PNRR 2014-2020, respectiv sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare, curățare apei uzate în Comuna Pârgărești, județul Bacău. Și capitolul 3 se completează cu punctul 16, lucrări de decolmatare al iepârâu, pârâu bolii, stabilizare maluri și reamenajarea drumului de acces. Dacă suntem de acord, cu punctele propuse de completare. Vă mulțumesc mult! Punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Pârgărești pentru anul 2016. Se aprobă rectificarea în trimestrul 3 a bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, astfel. La secțiunea funcționare, sume defalcate din TVA 96 mile și învățământ 96 mile și la secțiunea de dezvoltare, la capitolul iluminat public și electrificări 25 mile și alte servicii în domeniul locuinței, servicii și dezvoltări comunale 185 lei. Dacă sunteți de acord cu sumele propuse de rectificare. Aceste sume, bineînțeles, că reprezintă milei, da. Aceste sume sunt sumele prevăzute pentru obiectivele investiționale în planul de investiții și pentru drepturile salariale acordate personalului din învățământ.
Punctul 4. Modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Târgărești și serviciilor publice de interes local. Se aprobă modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Târgărești și serviciilor publice de interes local, după cum urmează. Se transformă funcția publică de execuție de consilier clasa 1 grad profesional principal în consilier clasa 1 grad profesional debutant, respectiv poziția 29 din statul de funcție din cadrul compartimentului taxe și impozite locale, și se transformă funcția publică de execuție de referent clasa 3 grad profesional superior în referent clasa 3 grad profesional debutant, respectiv poziția 25 din statul de funcții din cadrul compartimentului financiar, contabilitate și resurse umane. Dacă sunteți de acord cu aceste modificări, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Târgărești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Vasile Chierașu din satul nou, Comuna Târgărești, județul Bacău, pentru anul școlar 2016-2017. Ca urmare a propunerilor dumneavoastră, se desemnează ca membri din partea Consiliului Local al Comunei Târgărești în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Vasile Gherazu din satul nou, în anul școlar 2016-2017, următorii consilieri: Ambrozie Alexandru, Alexia Ambrozie, Borcoș Gabriela și Borcoș Valentin. Iar din partea primarului Comunei Târgărești se desemnează în Consiliul de Administrație doamna Țântar Elena, consilier superior cu funcție de contabil în cadrul compartimentului financiar, contabilitate și resurse umane. Dacă sunteți de acord, se propune, vă mulțumesc. Sau lucruri diverse care doriți să luați cuvântul. Dacă nu aveți niciun fel de alte probleme de publicitate. Noi avem toate. Totul e ok. Având în vedere că nu există niciun fel de probleme pe care domnii consilieri le-au verificat. La punctul diverse. Da. Avem la... Au fost și în mandatul trecut problemă cu domnul Tene. Are ceva materiale de construcție, lemne, ce știu eu, acolo în fața porții. Și ploile au fost puține anul ăsta, dar când au fost serioase. S-a obturat șanțul și toată apa a curs prin drumul de la cimitir. Și l-au spălat. Știți că drumul la cimitir a fost făcut acum curând? Da. Drumul a fost făcut acum curând și a spălat tot balastră de pe drumul. Acum ar trebui de refăcut drumul din cauza obturării șanțului. Acolo e problema și pentru circulație. Curbă, vine o mașină mare, nu vezi mică, un copil, ceva și... Vom lua legătura cu postul de poliție și vom încerca să le și dacă se poate pe viitor, o mașină de balastru pe drumul ăla de la cimitir, până în poarta cimitirului. La dumneavoastră acolo la Bacra, nu? Da. Da, domnul Balin, am votat la cimitir. Vreau să ajung și acolo. De la deal la mare sau de la vale? De la deal, e suficient. De la soare până la cimitir. Și mai e o problemă cu iluminatul public. Bună, domnul Marin. Se face exces. Aseară la ora 6:30 ardea lumina. Am înțeles. Deci solicitarea programului, nu? Solicitați modificarea. S-a prins prea repede. Mai bine așa decât cum s-a prins la seara la 9:30. Seara la 7:30. A fost o seară cu greșeală. Atunci l-am sunat. Eram afară sau... Bine seara. Da. L-am sunat, a venit în seara și modificat. 7:30. Dar noapte nu are deloc. Nu are deloc? Unde?
Cum nu arde? Câteodată întâlnesc că te urmă. La unde nu arde? În casă sau nu arde? Cum în casă? Nu știu, chiar nu arde. Nu arde pe Nicolae? Cum nu arde? Păi dar când se stinge, când se aprinde, nu? Poți să la apela, de poate nu poate rău cum îi tot așa ce așa trebuie. Poți la apela, așa ce nu, până asta, la viitoare. Ești Niculescu, ești... Nu, dar e foarte bine așa. Acum hoții abia așteaptă să meargă la Niculescu. Corect. Perioada trebuie să se înrupe. Dar și eu știu că arde și la Niculescu. Acum nu știu la Niculescu. E bun și că cu camerele de oameni. În legătură cu Conin, cu Conin. Da. Domnul Tom a adus actele în coastă. N-am venit. O să fie o ședință, o ședință la Deci... Ce a renunțat? Am zis că renunță și a zis că la sfârșitul de august vine cu actele în coastă și să prea ieri. Deci aș fi vrut ca acest... Să-mi datoria pe așa. Să fi fost... Dar ei când au coastă, nimeni nu era în datorie. Acum să rezolvă problema cu datoriile și... Dar la cine are datorii? Deci, oricum... La cine? Au datorii, dar trec la cine? Dar să urma oricum, că așa că să prea primăria și să fie vreodată. Curentul clar nu se poate, e la chintare de mărgătești. Dar dacă are la lumină, cine știe? Nu, la lumină, nu poate să ai văzut. Era la lumină de la lumină. 10.000 de kilovat. Nu poate la lumină să plătește, sunt și niște taxe de plătit la stat, sunt mai multe. Erau de acum. Și nu la lumină să plătește. Păi da, eu putut funcționa fără autorizație de funcționare de la primărie? Da, el a funcționat și fără autorizație. Cum e legal așa? Da. El a funcționat și fără autorizație de funcționare. Păi cum așa? Deci eu vă spun că așa a funcționat. A fost. Anul acesta, anul acesta are doar eliberată până la rezolvarea acestei probleme. Înseamnă că n-are datorii la primărie. Păi nu, pentru că din ONG acum de nu plătește. Dar de ce nu are autorizație n-are atunci? Și atâta timp că nu este proprietate drept? Da, mare, cum se cheamă? Acum are până la sfârșitul, anul ăsta are. Anul ăsta are. Ista e liberat până în ăsta de ce. Nu e ONG, altfel zic. Da. Oricum nu are nicio. Fundație? Fundație, da. E o fundație. Păi nu, Ista e liberat până în ăsta de ce. Organizeze în bară nunțile acelea. Înseamnă că e un profet. Nici profit, Eu așa am înțeles de acela, că doar avea datorii. Da, nu, datorile are întâia primăria și gata, terminat cu bărciul de datorii. Da, dar primăria nu poate prelua chiar așa, cu datorii. Nu, am înțeles, am înțeles. Deci aia am zis, subiectul aș vrea, adică dacă cu acordul dumneavoastră, să discutăm în prezența doamnei primar. Corect. Și în legătură cu șanțul ăla, care am ridicat problema luna trecută. Da. Deci apa care curge din sat, curge... Bine, nu că e bucată mea, că poate să fie oricine acolo, e proprietate privată. Ce vă poate da un... Nu știu, eu v-am anunțat că eu la primul m-am apuc de construit, eu pun dop de beton acolo și să nu avem probleme. Că acolo să fie inundații atunci la deală. Deci eu v-am anunțat... Discuții nimeni la cum răspund. Păi da, dar... Noi asta primăvară vrem să facem cu domnul primar. Am zis să lăsăm ca să nu zică cineva că sunt așa sau gândi. Să treacă alegeri și după alegeri se treacă. Da, apa, acum a început să curgă domnul. Nu, nu, dar acum vreau să mă apuc la construit. Înțelegi? Ați avut 8 ani de zile cu domnul primar. Nu, de ce nu l-ați făcut până acum, nu înțeleg. Păi dacă făceam ce spuneați, uite că primarul... Nu făceam nimic, ca și acum, dacă se poate, se poate, dacă nu, vorbiți cu el. Cum? Dar exact acum, primăvara asta, v-ați făcut. Știu, dar de ce mi-a rezolvat domnul primar în 8 ani de zile? Domnul expert. Eu acum am nevoie de... Aveți nevoie, dar dacă se poate, se rezolvă. Dacă nu, nu. Se rezolvă, cum el poate să pună un top persoană fizică, poate cum și plumbea. Și eu să dorm beton pentru sat. Asta e o chestie. Păi eu să dorm beton pentru sat. Ce să spune și vorba și la Aurel, la Nicolae. Șansul se poate primăria și tot felul de cumpărat. Păi normal că se poate. Eu nu zic, nu că nu lasă, că e tot la cu beton. Nu numai ești tu cu proprietate, sunt mai multe proprietate. Păi ăsta e, sunt mai mulți. Eu nu vreau după asta. Domnule, e dumneavoastră, dacă ați înțelegeți că primăria respectiv, consiliul local, nu poate face investiții de ceva ce nu este al lui. Păi să facă șansul și încă la bare. Pentru deci eu aia am jucat să vă spun. Păi știu, dar eu nu-i mustai să facă la mine, să facă șansul să vor.
dată la bară. Am înțeles. Acum a fost mereu. Acum a fost mereu de pitrofon. Așa e, nu poate scurtă prin proprietarul. Și alte viitoare te mulțumesc, doamnă contabilă la ședință. Nu, da. Probabil șanțul ăla nu s-a făcut acum. Dar care-i totul? Vrei să se facă șanț? Da, am fost cu domnul, zice și știu. Ar vorbi după aia. Ok, da, asta nu mai trebuie. Și la să nu, chiar de la diverse, ați putea să radiați de acolo, de la diverse. Mai aveți alte probleme? Suntem ședință. A, domnul... Adam, domnul Adam Michi, mai aveți alte probleme de ridicat? În plenul ședinței? Nu. Dacă nu aveți, declar închise lucrările ședinței.